Salut și am găsit la un nou video de pe acest canal. Eu sunt Andrei Albait, v-am găsit la episodul cu numărul 33 și probabil ultimul episod din această carieră foarte, foarte minunată și frumoasă cu Liverpool de 3 sezoane. 3 sezoane a durat până când am ajuns la momentul de față unde am completat toate obiectivele și suntem la ultimul sezon. Nu uitați acolo dacă vă place și susțineți această serie și nu doar această serie și tot ce fac eu pe canalul ăsta minunat, să apăsați acolo butonul să strângem cât mai multe like-uri, să vă arătați cască, n-ați făcut deja ca să vă șoc creșterea canalului și să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări și a fi la curent cu tot ce postez nou. Noi, după cum vedeți aici la calendar, mai avem meciul acesta în vremele pe care o să simulăm, meciul acesta contra cei de la Wolves, meciul acesta și finala, cred că Emirates Cup, da? Și iar finala Champions League contra cei de la Real Madrid. Suntem foarte aproape de final, mai avem câteva meciuri de jucat. Acest meci o să-l simulăm, așa că haide să simulăm rapid. Valoarea este destul de interesantă, Gordon, Tah, echipa destul de interesantă, Longstaff, oh. Ok, dăm kick-off. Și haideți să vedem cu... Ok, dăm quick sim și... Vedem dacă reușim... Reușim să batem, Soboslain scrie și Vidin scrie minutul 10. Mai departe avem meciul contra cei de la Wolves, un meci destul de ușor, așa că haideți să simulăm și pe acesta. Aceasta este echipa lor, echipa destul de interesantă, însă slăbuță. Tot la fel dăm un quick sim și... Facem egal, ok. Mohamed Salah scrie un gol, însă și Wolves îmi scrie un gol. E bine, și ultimul meci este contra cei de la Arsenal, care mi se pare că sunt pe al doilea loc. Wow, interesant cum a picat locul 1 versus locul 2, ultimul meci din ligă, meciul cu numărul 38. Practic putem să spunem că am câștigat liga. Avem 96 de puncte, deci suntem destul de bine. Avem un singur lose, acela contra la Manchester United din episodul anterior, parcă. Episodul acesta o să vreau să jucăm. O să jucăm și noi măcar 3 meciuri în acest episod. Aceasta este echipa lor, echipă foarte, foarte bună. Gabriel Jesus acolo, Saka, McAllister de la noi, Arnau Martinez, Rudiger, Upamecano, Rice, Tchouameni și Ramsdale în poartă. Poku și Bueno, habar nu ce sunt. E bine, noi categoric o să intrăm cu cea mai bună echipă, pentru că este o echipă destul de interesantă și a lor, așa că haideți să vedem ce reușim să facem un meci. E bine, într-un meci, haideți să vedem ce reușim să facem în ultimul meci din Premier League din sezonul acesta, ultimul sezon pe care îl jucăm. Haideți să vedem acum. Vini are mingea, haideți să vedem ce va face cu mingea, însă pasă foarte bună, șutează și ce rapid înscriem. Efectiv, tot ce făceam intro-ul la meci și prima fază, primul gol. Mohamed Salah reușește să înscrie și să deschidă scorul la minutul 4 sau 5. Că vedem faza foarte bine acolo, trece Vini. Stopul lui Vini, însă și pasa foarte bună, dar și finish-ul Salah, care nu s-a așteptat deloc Ramsdale că o să dea așa de bine. Încă o fază foarte bună, haideți să vedem acum Martinez, pasă foarte bună la Musiala. Hai să facem Musiala. Musiala reușește cu un trivela să înscrie. Face 2-0 în acest match, foarte rapid. Înscriem acolo în minutul 13. Musiala este prea bun în acest match. Un run foarte bun. Revenem faza foarte bine acolo. A plecat pasă de la Martinez, dacă mă înșel. Un trivela foarte, foarte bun și portarul nici nu s-a mișcat. Adică s-a mișcat, dar degeaba, nu s-a aruncat după aia. Vini reușește să facă mai departe. Un fake acolo. O centrare la Musiala, care șutează peste poartă. Foarte aproape. Foarte bine a plecat acolo Salah. Haideți să vedem Salah cu stângul. Nu reușește și a activat acolo finish at plus-ul, însă nu a reușit. Foarte bun acolo ocazie, însă șutează pe în zid. Încă un șut, însă pe lângă poartă. Vine acolo Salah, a scăpat foarte bine. Haideți să fie acum cu stângul. Nu reușește pe lângă poartă. Vine acolo, a plecat Musiala din nou. Are ocazia să înscrie. Haideți să vedem acum un trivela. Trivela reușește. Bine, a fost mai ușor normal, dar eu am încercat trivela. N-a vrut să dea nicio problemă. Golul îl luăm 3-0. Reușește Musiala dupla în acest match. Revedem foarte bine. Iar a scăpat Musiala, un jucător foarte, foarte rapid, dar și cu o finalizare foarte, foarte bună. Ramsdale absolut n-are nicio șansă, Ramsdale, la acest șut. Vine acolo Salah. Salah șutează. Ce finez! Ce finez de la Salah, care na, deține Liverpool, efectiv Salah. Salah e starul echipei. Bine, Vini e, dar Salah e mai vechi. Da, ce finez foarte bun. 4-0 se face. Mohamed Salah își pune amprenta în ultimul episod. Bravo, Salah. Revedem faza. Ce finez bun din afara careului. Un finez plasat perfect acolo, iauta. La colț, la pe engine. Am deranjat pe engine. E bine, este 4-0, așa că o să dăm jump to result, sim to end și să vedem ce reușește echipa noastră să facă în continuare. Haideți să vedem și reușim să mai înscriem încă un gol. Se pare că Mohamed Salah reușește hat-trick-ul în acest match. Am mai vrut să mai scrie încă un gol în minutul 88, însă se pare că înscrie și Arsenal. E bine, se pare că o să se dea player of the season. Haideți să vedem cine îl va câștiga. Kaká este acest jucător și player of the season este... Ok, player of the season este Mohamed Salah, jucătorul sezonului.
foarte, foarte bun. Mă, o merită, merită Salah. Salah e un jucător foarte, foarte bun. N-ai ce să-și merită. A scris hat-trick-ul în meciul anterior. Așa că, da. Da, Salah merită categoric acest premiu. E bine, următorul meci este contra cei de la Spurs în Emirates FA Cup, în Wembley, pe Wembley Stadium, finala, așa că o să fie destul de interesant. Echipa lor este una fabuloasă acolo, Kulusevski, Jimenez, care cred că a crescut destul de bine, Vicario, un portar bun, Romero, un fundaș foarte bun, Solomon nu prea știu cine, însă sunt sigur că dacă au ajuns până aici, au o echipă destul de bună. Echipa noastră însă clar cred că este superioară, însă doar uitați-vă la startul ăsta, toți, efectiv toți jucătorii sunt peste 90. Nu există o echipă mai bună decât a mea, sunt sigur de chestia asta în această carieră. E bine, haideți să intrăm în meci și să vedem ce reușim să facem în această finală. E bine, și intrăm în meci, haideți să vedem ce reușim să facem în finala Emirates Cup, să vedem dacă puteți să mai câștigăm încă un trofeu după ce am câștigat Premier League-ul. Haideți să vedem aici pe Salah, foarte bine acolo Salah, mamă ce a brat-o Vicario. Bine acolo, finesc și atunci n-a reușit. Haideți să vedem concentrare de la Salah înspre Martinez, Martinez, reușește! Martinez, jucătorul de valoare al nostru, care știm că mai marchează bombe de genul, o face și în episodul de azi, în ultimul episod, wow! Wow, este un semn ăsta că cariera noastră a meritat și că a fost una specială. Lautaro Martinez, o farfecă în finala Emirates Cup. Revedem faza foarte bună cu concentrarea lui Salah, însă și ce farfecă de la Martinez. Uitați-l cum sare, efectiv Vicario n-are nicio șansă și a prins șutul lui Salah adinoare, însă acesta nu poate să-l prindă, efectiv este prea bine plasat. Ok, o șansă foarte bună pentru Spurs, reușește, ok. Reușește un bar gol, gol destul de bună. Dombele se pare că marchează. Ok, ne luăm gol. Revedem faza. Haideți să vedem cum a reușit aici să șuteze. Da, destul de bine, destul de bine. Plasată destul de bine. Fix în bară și apoi intră gol. Hai să fac acum Arnold. Centrare la Martinez din nou. Martinez pe verde însă nu reușește să înscrie a doua farfecă. Hai să vedem acum Martinez. Martinez a plecat destul de bine, șutează, păi la vinclu, direct la vinclu, Martinez face 2-1 și ne pune din nou în avantaj, bravo Martinez, un șut foarte, foarte bun. Golul al doilea lui Martinez a scăpat aici foarte bine și șutul foarte bine plasat, efectiv Vicario nu are cum să o ia. Bine acolo la Martinez, ce bine scap Martinez, bine Martinez, mamă băia! I-a spart Martinez meciul ăsta. Wow, deci mă impresionează pe mine, care a jucat cu multe carduri special din Ultimate Team, cum s-a mișcat la faza asta Martinez și meciul acesta de fapt. Hat-trick-ul în finală, foarte bine Martinez. Hai să revedem faza, foarte bine a scăpat aici și cum s-a mișcat la faza asta, l-am simțit foarte, foarte rapid, șutul extrem, extrem de puternic, efectiv, doar uitați ce putere a băgat în șutul ăsta. Cei drept de fața porții n-avea cum să apere, însă foarte, foarte puternic în șutul. Foarte bine acolo pasa la Martinez, Martinez foarte bine acolo la Salah. Oh, ce încearcă acolo Salah. Încearcă și l-o farfecă, însă nu a reușit. Însă foarte aproape. Revedem faza, s-a mâncat bine însă, n-a țintit bine. Hai să facem pe Salah, încercăm o trivela, n-a vrut trivela însă, da, nu intră gol, apără portarul. Ok, se pare că mai avem un concorder, haideți să vedem. La Konate, Konate și el cu o farfecă. Am încercat farfece în meciul de astăzi, însă nu am reușit. Foarte bine sare acolo Konate, însă peste poartă. Șansă pentru cei de la Tottenham. Ce aproape a fost acolo să înscrie de la gol, însă apra acolo Alisson. Ei bine, și se termină și acest meci, finala din Emirates Cup. Foarte bine, am reușit să câștigăm și acest trofeu, îl punem la colecția noastră și ne-am rămas meciul din Champions League. Ei bine, a venit timpul pentru finala Champions League. Ar fi frumos să încheiem cu o finală câștigată în Champions League. Vini va juca contra la echipa lui veche, să zic așa, dar după acest sezon se va transfera la echipa lui veche, adică la Real Madrid. Un meci destul de greu, zic că o să fie foarte greu. Echipa lui, ok, what? Echipa lui Real Madrid arată cam ciudată. Ok, Courtois în poartă, sunt de acord. Undan și Mancini, ciudat, însă cu Eder Militao, care sigur are o valoare mare. Gertruida cu Robertson, cam ciudat acolo, însă ok, no comment. Mijlocul destul de bine, însă au cam plecat câțiva jucători. Valverde, Camavinga, probabil Toni Kroos și Modric au îmbătrân și s-au retras, probabil. Arda Güler, care se sigur că a crescut destul de bine, însă habar n-am cine este Latasha. Cine este Latasha? Și Gonzalo Ramos în atac. Nu știu dacă a crescut mult Gonzalo Ramos. O echipă foarte bună, însă nu știu dacă e de la nivelul nostru. Nu știu dacă o să reușească să ne bată, pentru că noi suntem destul de buni. Adică am dovedit că suntem foarte, foarte buni. Echipa noastră este full pregătită pentru acest meci și
O să fac chestia asta, o să-l scop pe Martinez și o să-l bag pe Lionel Messi pentru că merită să câștige și el un ultim Champions League. Messi, acolo pe poziția de CF, o să joace foarte bine. La repriză, desigur că o să-l punem și pe Martinez, însă o să înceapă meciul cu Messi în atac. Așa că haideți să nu mai prelungim aiurea și să dăm play match, să intrăm în finala Champions League. E bine, în viața reală, Liverpool n-a mai câștigat un Champions League din 2019, însă în cariera noastră putem să câștigăm a doua oară la rând. Haideți să vedem dacă vom reuși să facem episodul de azi. Foarte bine acolo, Messi. Tu trebuie să-mi scrii meciul ăsta. Haide, Messi. Haide, Messi. Și Messi, Messi. Bine, mă, reușim, mă. Reușim să scrie Messi, scrie minutul 7 sau 6, nu mai țin exact, însă reușește Messi. Messi înscrie în finală. Uitați-vă ce bine l-a dribat acolo pe fundaș și pe fundaș acesta l-a trimis după semințe, însă finalizarea este foarte bună pe jos, însă foarte bine plasată. Messi deschide scorul în finala Champions League. E bine, mi-am îndeplinit un obiectiv să înscriu cu Messi în această finală. Bine, acolo Teo Hernandez se bagă foarte bine, pleacă Bellingham, foarte mult atacat, pasă la Hernandez. Haideți să vedem dacă reușim, îl vedem acolo pe Messi, îi pasăm, nu, e pasă la Musiala, însă apără Courtois. Foarte bine acolo, s-a băgat Camavinga. Foarte bine acolo, pasa la Salah. Haideți să vedem, Salah continuă. Nu reușește să treacă, însă pasa e foarte bună. Salah șutează și înscrie în finală. Mohamed Salah înscrie în finală. Reușește să-l bată pe Courtois și înscrie al doilea gol de acest meci în minutul 28. Revedem faza foarte bine acolo, pierde mingea, însă Sobosa îi pasează înapoi și Mohamed Salah cu dreptul reușește să înscrie și el în finala Champions League. Haideți să acum Messi, trebuie să faci ceva uimitor. Messi, finez de la bun și... o ia Courtois. Hai să vedem Messi. Fault. Hai să vedem. O să bătem această lovitură cu Messi. Categorie nu că o să bătem cu Messi. Bun, hai să vedem. O să încercăm o trivela. Batem cu Messi. O să țitești aici. Dăm destul de tare. Hai să vedem, Messi reușește? Nu reușește. Nu mai are puterea lui pe care o avea pe vremuri. Acolo Messi în continuare, pasă la Bellingham. Bellingham, vede acolo bine pe Hernandez. Centrare bună la Vini. Vini nu reușește, însă ce șut interesant și frumos. Nu reușește însă, cred că a fost offside. Da, cred că a fost offside oricum. E bine, Messi și-a făcut foarte bine treaba, însă o să-l băgăm înapoi pe Martinez. A reușit Messi să înscrie un gol în acest match, în această finală de Champions League, așa că sunt mulțumit. Hai să vedem acum și pe Martinez cum va juca în această a doua repriză. Musiala pleacă foarte bine, centrare bună la Vini. Haideți să vedem acum preluare bună, șutează însă apără Courtois. Ce a apărat Courtois. Ocazie foarte bună pentru Real Madrid. Haideți să vedem Rodrigo, haideți să vedem, șutează, apără Alisson. Ce bine a apărat Alisson în finala Champions League. Ne salvează aici, foarte bine. Un cap foarte bun, însă reușește acolo Alisson să o facă din nou. Bine acolo, a plecat Teo Hernandez, a plecat singur. Haideți să vedem Teo Hernandez, pe lângă poartă. Am încercat totuși. Vine acolo Musiala, trece foarte bine Musiala de un jucător. Are viteză, se duce singur. Continuă foarte bine acolo, îl întoarce pe acel jucător. Pasa este bună la Martinez, însă acolo Martinez este efectiv atacat de toți. Până la urmă reușește să o recupereze. Pasă bună la Musiala, Musiala șutează, însă este apărată. Am comentat ceva la această fază. E bine, și se termină meciul. Reușim să câștigăm finala Champions League a doua oară la rând. Primul sezon a câștigat Europa League, a doilea sezon Champions League și al treilea acum reușim, datorită lui Messi, lui Salah, dar și restul echipei, reușim să câștigăm a doua oară Champions League-ul. E bine, merităm cu siguranță acest trofeu. Sezonul ăsta am fost mai bun decât sezonul anterior. Sezonul anterior ne-am închinuit puțin, însă în sezonul acesta efectiv i-am rupt pe restul. Căpitanul nostru se pare că nu mai este Van Dijk, din păcate, însă Theo Hernandez a jucat fenomenal. Merită să ridice acest trofeu și pentru ultima oară reușim finala Champions League să o câștigăm cu Liverpool a doua oară. E bine, și acum caravana, logic că trebuie să vină și acest cutscene cu toate trofeele noastre. Avem în felul următor: Community Shield, Emirates Cup, Champions League, Premier League. Avem toate trofeele ca în sezonul precedent, în sezonul anterior. Reușim să câștigăm același trofeu pentru că suntem Liverpool și suntem numărul 1, cea mai bună echipă din lume în momentul de față. E bine, a fost o carieră foarte frumoasă, destul de lungă, însă am reușit să o completăm, campionii! E bine, înainte să terminăm acest episod, vreau să facem o revizitare, adică practic să vedem ce am făcut în acest sezon. În primul rând vreau să văd dacă am fost top marcatori în liga noastră.
N-am reușit, însă am fost destul de aproape cu Salah, aparent, care a fost pe locul 2, vine pe locul 3 cu 25 și 24 de goluri, însă Vini a jucat 37 de meciuri. La asist a fost Szoboszlai cu Vini. Interesant este că a fost 3 jucători în așa, a fost Szoboszlai, Vini și Salah. Clean sheet-uri a fost Alisson pe locul 2, ok, interesant. În Emirates Cup ne-a jucat foarte bine, însă aici se vede că Martinez a ieșit în evidență. 10 goluri a reușit în Emirates Cup, Martinez efectiv a rupt în 5 meciuri, 10 goluri e ceva. Asistul a fost de partea lui Salah și lui Bellingham în Emirates Cup, foarte bine a jucat și ei. În Carabao Cup se pare că Martinez iese în evidență și aici cu 9 goluri marcate în 6 meciuri. Martinez un jucător fenomenal, însă la asisturi avem aici 4 jucători, Musiala, Bellingham, Salah și Szoboszlai, care au livrat foarte multe asisturi. În Super Cup ține minte acolo că au înscris Salah, Arnold și Vini și am reușit să câștigăm Super Cup-ul. Iar în Champions League se pare că top marcator este Messi cu 9 goluri în 10 meciuri jucate. Pe locul 2 este Salah cu 8 goluri în 13 meciuri jucate. Deci dacă îl puneam mai des pe Messi, poate mai marca. Însă a reușit doar 9 goluri în Champions League, top marcator. E ceva, e ceva la 39 de ani, cred că are. Dar și Martinez mai jucat acolo cu 8 goluri și Vini cu 6. Au jucat foarte bine în Champions League jucătorii mei. Iar asisturile Szoboszlai și Salah au ieșit mult în evidență. Szoboszlai având 8 asisturi și Salah 4. E bine, am reușit să câștigăm Premier League, da, cum v-am spus, însă l-am câștigat cu 99 de puncte. Golaverajul a fost destul de mare. 103 goluri am dat și cred că 32 de goluri am primit. Asta este. Însă am avut un singur lose. Am pierdut o singură dată. Am egalat de 6 ori și am câștigat de 31 de ori. Foarte, foarte bine. În FA Cup am câștigat cu 3-0 contra cei de la Arsenal. Ține minte că i-am spart la începutul sezonului. Numai cu ei am avut meci. În Emirates Cup am intrat, mi se pare că din runda 4-a. Am reușit acest să trecem peste Hull City cu 3-2. Am trecut apoi în runda 5-a cu 4-0 de West Ham. Runda 6 am trecut cu 5-1 contra cei de la Fulham. În semifinale am bătut pe Chelsea cu 3-1 și în finală țin de minte că am câștigat cu tot 3-1 contra cei de la Tottenham. În Carabao Cup am câștigat versus Lincoln City cu 4-2. În runda 3 însă am câștigat și am trecut mai departe contra cei de la Manchester City cu 5-2. Efectiv mi-am scos de tot din competiție. În quarterfinals am reușit să-i batem pe cei la Leeds United cu 2-0. Semifinale i-am bătut pe cei la Arsenal cu 4-1 la general. Iar finala am câștigat cu 4-2 contra cei de la Bournemouth. În Super Cup țineți minte că am câștigat tot la fel la început cu 4-0 contra cei de la Arsenal. Iar în Champions League am reușit în grupa noastră marcând 23 de goluri. Wow, marcând 23 de goluri. Am reușit să trecem mai departe cu 18 puncte, grupă formată din Fenerbahce, Rangers și Borussia Dortmund. În runda 6 am jucat contra cei de la Atletico Madrid și am reușit să trecem mai departe 5-0 la general. În quarterfinals am jucat contra cei de la Barcelona, țineți minte acolo, și am reușit să trecem mai departe contra 4-0 la general. În semifinal țineți minte bine că am jucat contra la RB Leipzig, unde am reușit să trecem mai departe cu 6-1 la general. Și finala am câștigat-o contra cei de la Real Madrid cu 2-0. E bine, acum haideți să vedem cine a fost top marcator, top assist. Haideți să vedem la stats-uri. Îi dăm aici la PX și top assist a fost Martinez cu 43 de goluri date. Wow, 43 goluri. Bă, merită. 43 de goluri. A jucat foarte, foarte bine Martinez. După trădarea lui Diogo Jota, mi se pare că l-am transferat. Un transfer foarte bun, un jucător extraordinar de bun. Pe locul 2, Mohamed Salah. Dar n-avea cum să-mi scăpă. Bă, Mohamed Salah a fost foarte, foarte bun. La 34 de ani să ai 91 overall și să înscrii 39 de goluri este ceva în Premier League. Vini la fel cu 36 de goluri. A rupt și Vini 96 overall, cea mai mare overall de la noi din echipă. Dar și Messi, aparent la 39 de ani, Messi reușește să înscrie 23 de goluri la 85 overall. Hai să vedem care a fost la top assist și este Szoboszlai. Szoboszlai are cea mai multe asisturi, 26 de asisturi. A reușit Szoboszlai însă și 15 goluri, de remarcat. Apoi Mohamed Salah cu 24 și Vini cu 22. Clar, ce mai scump de la noi echipă este Vini, da, care costă 239 de milioane și care se va transfera la Real Madrid, echipa lui de suflet. E bine, a venit momentul să ne luăm la revedere de la cariera noastră foarte frumoasă cu Liverpool. Primul episod când l-am transferat pe Vinicius Junior a fost primul transfer foarte bun și am ajuns până la final. Vreau să vă mulțumesc foarte mult celor care mă susțin și vă mulțumesc foarte mult suportul pe care mi l-ați acordat la această carieră. Am văzut peste 100 vizionări, peste 200, peste 300 vizionări la un canal de începător. Deci vă mulțumesc din suflet că ați reușit să
ajungeți la numărul ăla, like-urile s-au dovedit și ele, comentariile la fel, abonații au crescut treptat, treptat, însă eu vă mulțumesc din toată inima mea că ați fost alături de mine în această carieră foarte frumoasă și să stați pe fază pentru că urmează niște idei foarte interesante pe acest canal. Pentru ultima oară în această carieră, eu am fost Andrei Albert, dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru mai multe notificări. Eu am fost Andrei Albert, v-am pupat, pa, pa!